Slăviți să fie Domnul! M-am uitat în această seară la cei care slujesc și mi-am dat seama că cei mai mici au prioritate. Așa că, simțindu-mă mic, vreau să stau și eu la dispoziția Domnului și să transmit un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Pasajul care s-a citit în această seară, din Evanghelia după Luca, capitolul 2, evidențiază o prioritate. O lege care s-a dat și care era imposibil să nu fie împlinită. Biblia zice că pe vremea împăratului Cezar August a fost decretată această lege, și anume ca fiecare cetățean evreu să se întoarcă în locația natală și să se înscrie. Doreau să facă un înregistrământ ca să calculeze câți oameni există în spațiul ebraic. Cuvântul Domnului spune, datorită sistemului de atunci, înscrierea a început să fie valabilă și pusă în aplicare legea aceasta doar pe vremea dregătorului Quirinius. Iosif ajunge și el în vremea aceasta, împreună cu logodnica sa Maria, și trebuie să împlinească legea. Trebuie să meargă să se înscrie. Dacă stai să te gândești, poți să spui următorul lucru. Prioritatea lui Iosif și a Mariei în momentul ăsta este recensământul. Din cauza asta s-au pus pe drum, din cauza asta sunt în căutare, din cauza asta și-au întrerupt toate activitățile obișnuite și se duc să se înscrie. Însă dintr-o dată ceva se întâmplă. Dintr-o dată se schimbă prioritatea. Dacă până în momentul acela prioritatea era înscrierea, era recensământul, ne spune cuvântul Domnului, pe când erau ei acolo pe drum, s-a împlinit vremea. Cerul a zis, stop, prioritatea voastră e alta. Voi nu trebuie doar să mergeți să vă înscrieți, voi nu trebuie doar să calculați și să intrați într-un registru la nici mătănii, nimic, pentru că îngerii n-au voie să primească închinare. Spune cuvântul Domnului, păstorii s-au uitat unii alții. Și în loc să zică, măi, noi parcă am uitat că suntem la turmă, noi parcă am uitat că oile noastre sunt prioritare, că miei noștri, care sunt de curând născuți, sunt prioritari. Să ne uităm repede, nu cumva a fost înhățat o oaie? Așa zic păstorii? Nu. Pentru păstori, pruncul are prioritate. Dacă vreau ceva în seara asta pentru fiecare dintre noi, dacă îmi doresc ceva de la sărbătoarea aceasta, într-un mod special, diferit de celelalte, îmi doresc ca în viața ta, în viața dumitale, pruncul prinț, Domnul și omul Iisus Hristos să aibă prioritate. Amin? Doamne ajută-ne! S-au uitat unii la alții și au zis, nu ne mai interesează, nu avem dovezi că ar fi mers unul dintre păstorii care era responsabil de turmă și de paza acelei turme să vorbească cu cineva din sat, să cheme vreun sătean. Există tot felul de istorii de genul ăsta în tradiție, dar nu avem nimic scris în Biblie. Un singur lucru știu, pentru ei, în grabă, pruncul era prioritar. Pentru că spune Biblia, haidem să mergem, și parcă simt așa o grabă, o urgență, o obligativitate în vorbele lor. Ei vorbesc și spun, haidem să mergem până la Betlehem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus trăgând de timp și trăgând de timp și uitându-se în spate și zicând, oh, nu cumva suntem irresponsabili. Nu, Biblia zice, s-au dus în grabă. Când pruncul are prioritate în viața ta, în primul rând, nu suficiente vorbele despre el. E nevoie să-l vezi. E nevoie să-l vezi. Tot ce au spus îngerii a fost privitor la pruncul Iisus. N-au zis, fiți atenți, e vorba de o Marie super sfântă. N-au zis, fiți atenți, e vorba de un Iosif, neprihănitul Iosif. Deși și Iosif și Maria amândoi erau neprihăniți. Dar Biblia zice, dacă vă duceți acolo, iată semnul după care îl veți cunoaște. El e prioritar. Veți găsi un prunc.
N-a zis, o veți găsi pe Maria, îl veți găsi pe Iosif. Nu, îngerul a zis, veți găsi un prunc. Vorbe, s-a vorbit. Mai mult, cum a cântat îngerii, este ceva splendid de-a dreptul și așa de mult mi-aș dori să aud și în seara asta cântecul îngerilor. Și poate că prin vocile cântăreților din seara asta, chiar dacă sunt mai mici ca vârstă, celor care au cântat și care urmează să cânte, e posibil să se audă glas de îngeri. Pentru că în seara aceasta, în locul acesta împreună cu noi, este Dumnezeu Tatăl, este Domnul Iisus Hristos Dumnezeul, este Duhul Sfânt Dumnezeul și împreună cu Sfânta Treime între noi sunt îngerii lui Dumnezeu din cer. Aleluia! Lăudat să fie Domnul! Au vorbit despre prunc, dar păstorii, pentru că pruncul e prioritar pentru ei, nu se mulțumesc cu vorbe, au nevoie să-l vadă. Îți doresc din toată inima mea, de această sărbătoare, să-l vezi pe pruncul Iisus. N-ai nevoie de o poză cu el, n-ai nevoie nici măcar de ceva sculptat despre el sau ceva care să-l imagineze pe el. Tu trebuie să-l vezi în inima ta, tu trebuie să-l vezi în casa ta. Și poate că Domnul de sărbătoarea aceasta vrea să facă o minune în casa ta. Ai stat înaintea Domnului și acum când se finalizează 2015 și se spui Domnului, Doamne, te-am văzut din prima zi a anului, te-am văzut și în a doua și în luna a treia și a patra și a cincea și te-am văzut până acum, până în a 12-a lună, ultima lună din 2015 și în seara asta te văd pe tine și cine îl vede pe Domnul să strigă lăudat să fie numele Lui. Ai nevoie să-L vezi. Ai nevoie de ceva real, ai nevoie să-L experimentezi, spune cuvântul Domnului. Ei au pornit, s-au dus și versetul 17, ascultați, după ce au vorbit despre El, nu, după ce L-au văzut, după ce L-au văzut. Atâta se vorbește despre Iisus și tragică uneori nici măcar nu se mai vorbește despre El. Într-o lume în care postmodernismul vrea să scoată cuvântul Hristos din orice vreți dumneavoastră, din colinde. În Statele Unite ale Americii și în Europa s-a dat o lege că nu-i mai voie să se folosească în engleză Christmas și se pune X, Max. Pentru că spune ei, nu cumva Mahomed sau un alt întemeitor de religii să fie jignit. Tot mai rar se va vorbi cu adevărat despre Iisus. Însă nu doar atât e suficient să se vorbească, e suficient atunci când îl vezi, atunci când îl vezi în inima ta, atunci când îl vezi în casa ta. Și poate că Domnul vrea să facă o minune de sărbătoarea asta, poate că ai pe cineva bolnav în casa ta. Spune-i Domnului, Doamne, vreau să te văd făcând minunea aceasta, vreau să te văd intervenind într-un mod supranatural, pentru că tu n-ai rămas un prunc, tu ești doctorul doctorilor. Ești medicul suprem, lăudat să fie numele Lui. Când pruncul are prioritate, nu sunt suficiente vorbele, e nevoie să-L vezi. În al doilea rând, când pruncul are prioritate, nu-i suficientă o veste, trebuie să-L vizitezi. Vedeți, ei puteau să zică, am primit vestea cea mai frumoasă. Nouă ni s-a adresat îngerul și ne-a spus, astăzi în cetatea lui David, oameni buni, păstorilor mei dragi, au zis îngerii, am o veste pentru voi, vi s-a născut vouă. O, cum n-ar fi vrut să zică îngerii, ni s-a născut. Dar Salvatorul și Mântuitorul nu-i pentru cei din lumea angelică, nu-i pentru îngeri, Salvatorul este numai pentru oameni. Și putem să strigăm în această seară în Biserica Betania, slăvit să fie numele Lui! Mulțumim, Doamne, că ai venit pentru noi, că ai venit să ni te dai! Tu te-ai născut pentru noi! Vi s-a născut un Mântuitor! Dar păstorii, pentru că pruncul e prioritar pentru ei, nu se mulțumesc cu o veste. Ei vor să-L viziteze. Observați, ai zice, Doamne Iisuse, dacă Tu existi, apari într-un mod supranatural în casa mea. Sunt mulți care vor să facă Dumnezeu supraminuni, să se coboare din cer foc, ca să creadă în El. Și Dumnezeu zice, ți-am dat o veste, ți-am vorbit despre mine, ți-am trimis o carte, o ai acasă și plină de praf în biblioteca ta. De ce te mulțumești doar cu o veste?
De ce te mulțumești doar cu niște vorbe, chiar dacă sunt despre mine? De ce nu vrei să mai faci un pas înainte? Și e pasul ăsta personal, ne spune cuvântul Domnului, ei s-au ridicat. Nu știu dacă și-au luat bâtele cu ei de păstor, nu știu cum s-au dus, dar un lucru știu, nu s-au oprit până când nu l-au vizitat. Nu s-au oprit până când nu l-au întâlnit. Când pruncul are prioritate în viața mea, nu-i suficientă vestea despre el. E nevoie să-l vizitez. Și poate că noaptea asta Iisus e într-un spital. Și poate că mâine noapte Iisus este într-o casă cu cârpici în loc de acoperiș normal. Și poate că mâine dimineață Iisus este într-o zonă unde miroase greu. A spus el, în ziua aceea când la dreapta lui vor fi sfinții binecuvântați, se va uita înspre ei și le va spune, bine ați venit, veniți binecuvântați tatălui meu, căci am fost în spital și voi ați dat un telefon să faceți o audiență, să vă programați o întâlnire cu mine. Am fost într-un penitenciar și voi, chiar dacă vi s-a pătat imaginea, ați venit pe la mine. Aș vrea ca cei care merg cu colinda să meargă și să-L viziteze pe Iisus. Să-L caute pe Iisus Hristos, căutându-i pe cei pe care nu mai caută nimeni. Căutându-i pe cei pe care nimeni, mai ales de sărbătoare, nu prea îi mai bagă în seamă, că nu au ce să le dea lor și societății în care se mișcă. Nu-i nevoie doar de o veste, e nevoie să-L vizitezi pe Iisus. În al treilea rând, pruncul are prioritate în viața ta atunci când nu doar de o vizită sporadică ai parte, ci o viață ești cu El. Viitorul tău este schimbat de acea vizită divină. Vedeți, sunt foarte mulți oameni care se mulțumesc cu cercetări. Sunt foarte mulți oameni care spun într-o zi la un program public, am ridicat o mână în semn că mă predau Domnului Iisus Hristos. Am mărturisit credința mea într-o altă zi în apa botezului. Am fost îmbrăcat în haine albe. Într-o altă zi, spun alții, am fost botezat cu Duhul Sfânt și am început să vorbesc în alte limbi. Vizite. Și dacă cerul se uită la ei în seara asta, vede multă depărtare între ei și Dumnezeu. Nu-i nevoie doar de o vizită. Puteau să spună păstorii, pe cum au venit îngerii din cer? Mai avem nevoie de ceva? Nu, ei au zis, pentru că pruncul e prioritar, noi avem nevoie de o viață cu el. Noi avem nevoie de un viitor schimbat, noi avem nevoie de o realitate continuă a prezenței lui în viața noastră. Ne spune cuvântul Domnului la început, slava lui Dumnezeu, versetul 9, s-a arătat împrejurul păstorilor. Apoi cuvântul Domnului spune, îngerii, mulțimea cerească, a început să cânte și spuneau, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte. Dar ceva se întâmplă și păstorii s-au întors, știți cum? Schimbați. Dacă până atunci erau gânduraz, dacă până atunci aveau întrebări, dacă până atunci aveau doar o veste, dacă până atunci aveau doar o istorie, doar ceva care a fost de domeniul trecutului, că s-a scurs experiența aceea. După ce pruncul a fost prioritar și l-au întâlnit, spune Biblia, s-au întors, pe cine lăudându-l? Pe Iosif, pe Maria. Înălțând lucrurile astea materiale din jurul lui, nu, ascultați pe cine au slăvit ei. S-au întors, versetul 20, slăvind și lăudând pe, spuneți dumneavoastră cu voce tare, pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Când pruncul e prioritar, viitorul tău e schimbat, viața ta este totalmente aruncată în brațele Lui și tu te întorci din prezența Lui diferit de cum ai venit. În al patrulea rând, când pruncul are prioritate în viața ta, nu-i nevoie doar de o viziune sau nu-i suficientă o viziune. Chiar dacă e o viziune biblică și reală, ai nevoie de o verificare a acesteia. Cuvântul Domnului spune, au zis, haidem să mergem la Betleem și să vedem. Ei au crezut, n-au avut necredință, n-au mers să verifice pentru că erau necredincioși.
ci au mers evriștii pentru că au crezut, dar cuvântul Domnului spune, versetul 20, și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce auziseră și văzuseră. Și care erau? Cum? Spuneți dumneavoastră cuvântul ăsta cu voce tare, să văd dacă sunteți conectați. Cum erau? Întocmai cum li se spusese. Când pruncul e prioritar în viața mea, viziunea pe care o primesc și pretind că este de la Dumnezeu, întotdeauna o verific, întotdeauna mă uit în carte, întotdeauna stau la dispoziția lui Dumnezeu și spun, Doamne, dă-mi o nouă certificare, dă-mi un nou argument, să fiu sigur, Tu ești implicat în lucrarea aceasta și fiecare sărbătoare aceasta și întotdeauna pruncul Iisus, Prințul Etern, să fie prioritar în viața noastră.